Nașul stilului punk, hip-hop este renumit pentru skill-urile sale muzicale, prezența sa magnetică, atitudinea sa de confruntare, predilecția pentru substanțe dubioase și pofta de exces. În calitate de artist solo și ca lider al uneia dintre cele mai legendare trupe proto-punk din toate timpurile, The Stooges, Iggy a fost implicat în realizarea unora dintre cele mai influente albume din toate timpurile. Deși termenul de rock and roll excess probabil evocă imagini cu artiști cu părul lung, concerte pe stadion, adevărul este că multe dintre escapadele Iggy and Stooges se califică cu siguranță în această categorie. Pentru Iggy Pop, născut James Noel Ostenberg Jr. pe data de 21 aprilie 1947, consumul de substanțe a fost o parte integrantă a statutului său de muzician. Muzicianul Motor City a încercat totul, adesea chiar înainte de a sări pe scenă sau de a oferi un interviu bine documentat. Uneori nu putea să vorbească sau să stea în picioare, alteori, după cum atestă poveștile nebunești cu Iggy Pop, de pe această listă, el și-a făcut nevoile pe scenă, s-a bătut cu motocicliști, s-a comparat cu Hitler și cu Isus în același interviu și a avut întâlniri sălbatice cu domnișoare foarte tineri. Într-adevăr, Iggy and the Stooges erau atât de prinși în lumea contraculturii antisociale, încât au devenit una dintre cele mai infame trupe din lume, înspăimântând publicul și scandalizând mamele și tații conservatori din America clasei mijlocii. Se știa că Iggy își făcea nevoile pe scenă, vomita în public, se tăia cu sticle sparte pe piept, în timp ce alți membri din Stooges îl biciuiau. Iggy Pop și-a răsfățat intuiția, pofta, hedonismul, impulsul și capriciul artistic într-un asemenea grad încât viața sa a devenit o formă de artă în sine. Hai să vedem 10 povești tâmpite despre Iggy Pop. Într-o noapte glorioasă de la începutul anilor 1970, Iggy Pop a avut un incident cu Elton John, care pur și simplu purta un costum de gorilă în acea seară. Totul a început când Pop băgase tot felul de substanțe în timpul unui spectacol din Atlanta. Cu o seară înainte, a băgat atât de mult încât a leșinat în tufișurile de lângă Daisy. Când s-a trezit, nu mai putea vorbi. Pregătirea pentru concert mi-a oferit destule lucruri încât să mă duc acolo unde nu puteam deschide gura sau să scot niciun cuvânt, a spus el într-un interviu pentru cartea Please Kill Me, The Uncensored Oral History of Punk. În timpul concertului The Stooges, Elton John a venit purtând un costum de gorilă. L-a ridicat pe Iggy de la spate în sus. Eram de genul, o, Doamne, ce pot să fac? Nu m-am putut lupta cu el. Abia mă puteam ține pe picioare, a spus Iggy. Fotograful rock Jim Marshall a participat la concert și își amintește. Iggy era atât de rupt încât nu știa ce se întâmplă. Iggy era chiar îngrozit. Nu-și dădea seama că nu este o gorilă adevărată. S-a luat la bătaie cu o gașcă de motocicliști supărați la un concert din 1974 din New York. După cum este documentat în articolul deja infam al lui Lester Banks din 28 martie 1977, Village Voice, Iggy Pop, Blowtorch, In Bondage, lucrurile au devenit extrem de periculoase pentru The Stooges în timpul unui concert din Warren, Michigan, pe 7 februarie 1974. Publicul era plin de motocicliști ostili, iar nici Iggy nu era acolo să se joace. După câteva melodii pline de confruntări între trupa dezlănțuită și motocicliștii agitați, Pop a strigat mulțimii. Ok, vrei să auzi Louie Louie? Îți cântăm noi Louie Louie! Trupa a continuat să cânte Louie Louie de Richard Berry timp de 45 de minute. Iggy a schimbat versurile melodiei cu insulte vulgare ce vizau motocicliștii, apoi a sărit de pe scenă și s-a luat la bătaie cu unul dintre motocicliști. Banks a categorisit interpretarea din acea seară drept un triumf. Oarecum. Un spectator de la un concert din clubul Lungano, New York City, l-a văzut pe Iggy vomitând pe public. În 1970, The Stooges a avut un concert multiplu de 4 zile la renumitul club Lungano din New York, timp în care trupa și-a afișat unele dintre cele mai ciudate comportamente. Își amintește Scott Kempner, chitaristul trupei proto-punk The Dictators, care a mers la câteva dintre aceste spectacole. Iggy a pus suflet în fiecare spectacol. L-am văzut plin de sânge în fiecare concert. Steve Harris, fost vicepreședinte Elektra Records, casa de discuri The Stooges, care nu trebuie confundat cu basistul cu același nume de la Iron Maiden, își amintește. Iggy și-a scos scola și a pus-o pe boxă. La un concert, Iggy a văzut un public pe modelul Jerry Miller. Acesta a implicat-o în spectacol într-un mod foarte bizar. Un an mai târziu, în timp ce The Stooges avea un concert la Electric Circus în New York, Miller, amintindu-și de vomităturile lui Iggy, l-a îndemnat spunând: "Hai să te vedem cum vomiți." Acesta a început să vomite pe Miller. El și colegii săi din The Stooges au decorat pereții casei lor din Detroit într-un mod foarte scârbos. Între 1969 și 1970, Iggy a locuit cu trupa într-o casă din zona Detroit, numită Funhouse.
dacă acest nume pare familiar, se datorează faptului că albumul seminal al celor de la The Stooges din 1970, plin de chitare zgomotoasă, saxofoane dureroase și jamuri punk extinse, a fost numit după propria locuință. Această casă nu a fost doar locul în care trupa a scris și a înregistrat unele dintre propriile lor melodii. Era locul unde s-au încărcat cu diverse substanțe injectabile puternice. Membrii The Stooges aveau câteva obiceiuri îngrijorătoare în acea perioadă, dintre care unul presupunea folosirea seringilor uzate pentru a împroșca fluide corporale pe pereți și pe tavanele casei lor. După cum se subliniază în cartea Everybody Must Get Stoned, Rockstars and Drugs, trupa folosea substanțe injectabile puternice, apoi stropeau cu lichidul colectat în seringile lor prin toată casa. Odată și-a făcut nevoile pe scenă, în spatele amplificatoarelor trupei. Iggy a fost în cel mai icon class comportament pe 3 iulie 1973. La scurt timp după aceea a aruncat un pepene în mulțimea de la Civic Arena din St. Clair Shores și a făcut nevoile pe scenă. Și nu a fost un accident. A ales în mod deliberat să se ușureze în spatele stack-urilor Marshall ale trupei. Potrivit Iggy Pop, Open Up and Bleed, Iggy a avut un impuls irezistibil de a-și goli intestinele după interpretarea câtorva melodii. Îmbrăcat în nimic altceva decât într-o pereche de bikini și cizme până la genunchi, a alergat în spatele amplificatoarelor trupei și a tras o mare... Când a terminat, a fugit din spatele amplificatorilor și a început să arunce cu produsul finit în mulțime. Apoi și-a băgat gheața din paharul cu apă în slip, a scos-o, a subt-o provocator și a aruncat-o în mulțime. Jesus. Odată i-a comparat pe The Stooges cu părți din creștinismul timpuriu și pe el însuși cu Hitler. Iggy Pop a avut o revelație după spectacolele Gonzo din New York City cu The Stooges, în timpul cărora a vomitat peste tot publicul. El a ajuns să înțeleagă că publicul are nevoie de înțelepciunea lui și le-a și oferit-o. A fost ca și cum Hitler ar fi spus: du-te pe cel mai mic numitor comun, și-a amintit el. El a continuat această idee, comparând fanii The Stooges cu oameni din creștinismul primordial. Cu The Stooges, asta era cu adevărat necesar, pentru că aceștia au fost singurii oameni care chiar ne-au ascultat. Când am început trupa, fanii noștri erau varză. Era ca la începutul creștinismului. A dat un interviu total bizar la TV în 1981, în timpul căruia, în mod inexplicabil, îi lipseau un dinte. Show-ul lui Tob Snyder nu a fost cu siguranță aranjat pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul interviului său cu Iggy Pop din 12 februarie 1981. Artistul a apărut cu un dinte lipsă și după ce a strigat unei persoane nevăzute din spatele scenei: merge microfonul ăsta! A descris de ce vomita pe membrii publicului. Iggy Pop a spus: prima dată când am făcut-o a fost din frustrare. Mă simțeam foarte nasol, iar muzica este un mediu expresiv, care uneori poate scăpa de sub control. Dintr-o dată poate vei cânta o melodie și vrei cu adevărat să exprimi adevărul. Și adevărul acelui moment a fost că am vrut să mă tai, așa că m-am tăiat. Tom Snyder a întrebat: știi că asta îi sperie pe oameni, nu? Iggy Pop răspunzând: ei bine, asta a fost cu mult timp în urmă, omule. Tu ce făceai în acel an? A împărțit un sedativ cu cei doi câini ai iubitei sale. Potrivit lui Babe Buell, iubita lui Iggy de la începutul anilor 70 și de altfel mama lui Liv Tyler, fiica solistului Aerosmith, Steven Tyler, Iggy Pop avea două laturi. Era Iggy, care putea fi înfiorător și răutăcios și urât, și Jim Osterberg, numele lui real, un oaspete grijuliu care gătea omlete, aspira și avea grijă de câini. Uneori cele două personalități se cam suprapuneau. După cum se subliniază în articolul din The Guardian, Babe l-a lăsat pe Iggy singur la ea acasă în timp ce era la o prezentare de modă. Când a ajuns acasă, era atât de obosită încât s-a întins în patul său. Câteva clipe mai târziu, a fost trezită de apa care se scurgea prin tavan. A alergat la etaj în baie și l-a găsit pe Iggy adormit în cadă cu cei doi câini ai săi, câte unul pe fiecare umăr. Toți trei erau înfrigurați. El a trezit pe Iggy, iar conversația a decurs cam așa: Jim, ce ai făcut? Nimic, răspunse el visător. Doar puțin Valium, relaxează-te. Ce e în regulă cu Puppet și cu Furberg? Le-am dat și lor puțin Valium. A îngrozit publicul și a inspirat pe cei de la The Sex Pistols și The Clash în timpul debutului său de la Londra. Încărcat cu machiaj glam și îmbrăcat în pantaloni argintii strălucitori, Iggy Pop a speriat publicul din Marea Britanie în timpul concertului de debut de la King's Cross Cinema, Londra. Potrivit criticului britanic Nick Kent, Iggy a apucat o femeie de păr și s-a uitat în gol în fața ei și aproape a luat un tip la bătaie care a îndrăznit să râdă de el. Efectul a fost mult mai înspăimântător decât la toate concertele ale Scooper și Clackdown Orange la un loc, pur și simplu pentru că tipii ăștia nu prea glumeau. S-au uns cu arahide în timpul unui festival din 1970. Iggy Pop este un adevărat showman. În timpul setului The Stooges din 1970 de la Cincinnati Pop Festival, Iggy era pe val. Când a sărit în mulțime, un membru al publicului a întins un borcan cu unte arahide.
Acesta a început să arunce cu unt în public, apoi se tăvălea pe jos și s-a uns pe tot corpul în timp ce țipa și cânta. Că ți-a plăcut acest episod, nu uita să dai subscribe canalului nostru, nu uita să dai share clipului și să ne lași în comentarii părerea ta despre el sau despre ce vrei să mai vezi, să auzi și așa mai departe. Cheers!